După cum puteți observa din imagini, direcția apelor Jiu nu ia nicio măsură împotriva secei Ecosud pentru rezolvarea catastrofei ecologice din apropierea râului. Ne găsim într-o balastieră în care deversează substanțe periculoase de la Ecosud, concesionara gropii de gunoi ilegale a primăriei Craiova. O sursă de otrăvire a întregului oraș cu acid sulfidric. Se poate observa cum conducta traversează digul Jiului de la depozitul ilegal, ea deversând lichide în râu. Parcurgem traseul conductei de deversare și urcăm pe dig exact în dreptul celor care au făcut această lucrare, în dreptul exploatației Ecosud concesionată de la Primăria Craiova. Deși se afirmă că conducta vine de la o stație de epurare a depozitului ecologic, în imaginile noastre nu am observat așa ceva. Ceea ce face posibil ca Ecosud să fi dezinformat primăria, fapt ce ar trebui să ducă la rezilierea contractului de concesionare. Oricum, depozitul este ilegal datorită faptului că nu respectă distanțele minime față de clădirile construcții de locuit. După cum puteți observa, nu se ia nicio măsură pentru acoperirea cu pământ a straturilor de gunoi depozitate. Fapt interzis de lege, lucru care nu respectă tehnologia acestor depozite. Se pare că garda de mediu și primăria care ar trebui să facă inspecții zilnice nu sunt în stare să-și respecte atribuțiunile de serviciu.